Conducerea primăriei Sibiu va continua să meargă prin cartierele orașului pentru a se întâlni cu sibienii și a afla problemele cu care aceștia se confruntă. Seria de întâlniri a început în data de 2 februarie, totul fiind inclus într-un amplu proiect de consultare publică în vederea implicării sibienilor în elaborarea strategiei de dezvoltare a orașului pentru următorii ani. În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare urbană 2015-2023, am dorit să aflăm și părerea sibienilor, astfel că am decis să mergem în cartiere și să-i ascultăm. Participarea a fost bună la primele întâlniri și am primit idei de proiecte, dar și multe sesizări. În următoarele săptămâni ne vom concentra pe procesarea lor și de aceea vom relua seria de întâlniri în luna martie, când ne vom întâlni cu sibienii din celelalte cartiere ale orașului, a declarat Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului, scrie turnul sfatului.ro. Până acum, reprezentanții primăriei Sibiu au vizitat 11 cartiere, unde sute de sibieni au participat la dezbateri.